Diana și Alexandru știți că s-au despărțit, și Diana chiar se întreba cum o să fac de acum, cum o să îl evite, dar în seara aceasta au primit scrisori, pachete și cei doi au citit scrisoarea împreună, s-au uitat la caduri și au rămas acolo pe hol unul lângă celălalt, chiar dacă nu au interacționat foarte mult după ce au văzut ce au primit, Diana a mai mult discuta cu Tescu, Ionuț, făcea au glume. După ceva timp s-au mutat în bucătărie și Diana cu Alexandru tot unul lângă celălalt au mers împreună la masă. Nu e o apropiere așa ca de o împăcare, dar uh, nici nu se ignoră. Nu stau unul într-o parte și altul în colțul opus. Vom vedea ce va fi în cazul lor, dacă își vor mai acorda o șansă sau dacă au uh, încheiată relația definitiv.